2 Timotei 2. Dar tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să-i placă celui ce l-a înscris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși, El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Adu-l aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte, care nu au alt folos decât pieirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult de necinstirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor va roade ca cangrena. Din numărul acestora sunt și Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Totuși, temelia tare lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt mai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Dacă cineva se curățește de aceasta, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul într-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia.